Președinte, cred că în momentul de față toată lumea știe că peste 90%, bine peste 90% dintre români au sentimente adverse. Unii dintre cei acești 90 și ceva la sută, într-o proporție foarte mare, sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte frustrați de faptul că România ar putea să ducă încă aceste luni de zile la capăt cu Traian Băsescu și că nu ar exista un gest reparatoriu, un gest care, de fapt, să pună lucrurile într-o ordine firească. Ce nu s-a întâmplat la referendumul din 2012 să fie dus acum până la capăt. Cred că argumentele pentru care Traian Băsescu ar trebui să fie suspendat, ele pot fi enumerate. Am auzit juriști care, de la momentul propunerii dumneavoastră, au spus că s-ar putea iniția această a treia suspendare pentru întreaga activitate, pentru toate încălcările, cele din ultima vreme cu implicarea în campanie electorală, cu faptul că acest partid pe care Traian Băsescu l-a înființat în timpul celui de-al doilea mandat, acest partid care doar că a fost înființat, a fost susținut împotriva tuturor prevederilor constituționale, dă un comunicat în care ni se explică faptul că administrația prezidențială a fost locul în care Traian Băsescu a dat ștafeta mai departe și am avut de a face cu președintele în funcție și cu cea care va fi președintele României în perioada imediat următoare. Este dincolo de orice fel de limită a Constituției, este o încălcare pe față și cred că argumentele în momentul de față sunt atât de clare încât nu aici este întrebarea dacă sunt sau nu argumente. Întrebarea este suficientă voință politică sau politicienilor le place să vorbească despre Traian Băsescu sau împotriva lui doar pentru că știu că aduce puncte electorale. Este un gest de reparație morală? Este un fel de gest cum au făcut cehii suspendându-l în ultimele zile ale mandatului pe Klaus, pe tot un Klaus? Este momentul acela, aveți în seara asta suficiente feedback-uri din zona politică pentru a crede că demersul dumneavoastră va fi un succes și veți merge cu această suspendare până la capăt? Până la acest moment nu pot să spun. Toate că am fost atent și am vrut să urmăresc care sunt declarațiile, poziționările, dar nu pot să-mi dau seama în acest moment care, dacă se va realiza, hai să spunem, dacă se vor întruni condițiile pentru îndeplinirea primei etape. Ca să fiu foarte clar, inițierea procedurii de suspendare a președintelui poate să fie întreprinsă în urma unui demers formulat de parlamentari, de senatori și deputați. Trebuie formulat o cerere de suspendare care necesită o treime din semnăturile parlamentarilor. De mâine începe să strângeți semnăturile? De mâine voi începe să strâng semnăturile. Această cerere trebuie trimisă la Curtea Constituțională, care emite un aviz. Avizul este consultativ, iar după aceea se face cererea de suspendare în Parlament. Se supune votului Parlamentului, care trebuie să o aprobe. Sigur că trebuie întrunită majoritate. Din acel moment, sigur că se pornește calendarul, demiterea președintelui devine efectivă și urmează referendumul popular. Eu am sugerat un calendar și anume decizia Parlamentului de suspendare ar trebui să survină în 23 septembrie, urmând ca referendumul de demitere să fie în primul tur, în data primului tur al alegerilor prezidențiale 2 noiembrie, dintr-un motiv foarte clar. De ce? Pentru că atunci există posibilitatea întrunirii cvorumului necesar la referendum, să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat data trecută, în 2012, când practic, așa cum spuneam, voința populară a fost înfrântă de o decizie a justiției, un lucru care a creat un sentiment de frustrare enorm în societatea românească și care i-a permis președintelui să sfideze în continuare o țară întreagă, opinia publică. Și cred că aceste lucruri, sigur că într-un final trebuie să fie sancționat. Pentru că vorbeam de sfidare, ca să vedeți puțin până cât de departe merge Băsescu, vă aduc aminte episodul în care a declarat public, sau momentul în care a declarat public, să nu-l numim un episod, că și-a bătut joc de guvern prin semnarea pactului de neagresiune.
Lucrul acesta mie mi se pare inadmisibil la nivel instituțional, tu ca președinte să spui că îți bați joc de primul ministru și de guvern? Păi atunci cum să ne mirăm că clasa politică și chiar și instituțiile nu au credibilitate în fața cetățenilor? Dacă cetățenii văd un astfel de președinte, atunci asigur că își imaginează și foarte simplu, pun o etichetă, toată lumea e la fel, dacă el dă tonul, care ar trebui să dea alt ton, în felul ăsta, ce să ne mire? Deci, noi trebuie să înțelegem că trebuie să punem punct unui comportament de acest gen și să dăm un mesaj clar cetățenilor că vrem de acum înainte un alt regim politic, un regim politic care să se bazeze pe respectul față de cetățeni, pe respectarea obligațiilor asumate de oamenii politici, pe mai puține calcule politice, pentru că până acum deciziile importante care s-au luat de multe ori s-au luat în felul următor. Ce câștigăm din această acțiune? Sau eventual reversul? Ce pierdem, dacă pierdem? Și atunci acțiunea este dusă la bun sfârșit sau nu, în funcție de aceste calcule. În momentul de față, eu vreau să văd că aceste calcule sunt lăsate la o parte. Că nu, unii vor spune, s-ar putea ca această decizie să creeze, eu știu, o anumită stare de emoție. Da, dar dacă noi deciziile le vom lua în urma studiilor sociologice asupra cetățenilor, ce emoție creează una sau alta, fără să ținem cont de lege, atunci sigur că societatea românească se va deteriora în continuare și atunci nici nu putem să avem așteptări. Noi avem așteptări care sunt de multe ori nerealiste din cauza comportamentului defectuos pe care îl tolerăm. Aici e problema majoră. Caracterul defectuos al unor atitudini, al unor decizii, al unor comportamente care nu sunt sancționate. Aceste lucruri trebuie la un moment dat să fie sancționate chiar cu valoare simbolică și morală. Da, după atâția ani de zile, după 10 ani de zile în care n-a mai fost nimic nici cu valoare simbolică, nici morală, pare că gestul acesta, pentru foarte mulți dintre noi, vă mărturisesc, pentru mine este ceva ce mi s-ar părea absolut necesar. V-am întrebat în mod întâmplător pe ce feedback vă bazați la momentul acesta. Joi seară, având un invitat pe primul ministru Victor Ponta, l-am întrebat despre demersul dumneavoastră și domnia sa a spus, este un demers al domnului președinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu și n-am îndoieli în momentul în care se vor strânge